Elevii ar putea să beneficieze de o altă zi liberă în luna noiembrie, în perioada alegerilor prezidențiale. În acele zile, de cele mai multe ori, guvernul ia decizia ca școlile să fie închise mai devreme, pentru alocarea timpului necesar amenajării secțiilor de vot în cadrul instituțiilor de învățământ. În anul școlar 2019-2020, elevii vor petrece 169 de zile la școală, cu două zile mai mult față de anul trecut. Astfel, primul semestru va avea 15 săptămâni și se va încheia pe 20 decembrie. Preșcolarii și clasele primare vor avea vacanță o săptămână între 26 octombrie și 3 noiembrie, apoi urmează cea de iarnă pentru toți elevii. Aceștia vor termina cursurile pe 20 decembrie și le vor relua pe 13 ianuarie. Tot pe 13 ianuarie începe și al doilea semestru, care are 20 de săptămâni. Următoarea vacanță va fi cea de primăvară și va avea loc de pe 4 pe 21 aprilie. Elevii vor reveni în bănci pe 22 aprilie. Aceștia se vor bucura și de alte zile libere, și asta pentru că multe dintre sărbători pică în timpul săptămânii. Este vorba de 24 ianuarie, 1 mai, 1 iunie și 8 iunie. Orele se vor încheia pe 12 iunie, când va începe vacanța de vară. Programul Național Școala Altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019-29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.